când, o să vă aflați voi acum, pentru că melodia așa e de romantică, dar noi avem acum un super bebe care este sărbătorit în acest moment în fața dumneavoastră, pentru că chiar astăzi este ziua în care împlinește 6 luni Emma, un bebeluș absolut senzațional și cu mama ei, de care dăm dovadă chiar acum, Cristina, la mulți ani! Bună, mulțumesc din suflet, ați fost alături de mine de la primul moment, ca să zic așa, din primul moment. Sunteți alături de mine și pe parcursul vieții noastre împreună, așa că pot să vă spun și vouă la mulți ani, mulțumesc, eu sărbătoresc cu sunete albe, cu biberoane, cu scutecele, cu foarte jucării, frumos, cu păpușele și cu bebelușul, bineînțeles. Vreau să... Bebelușul, ce spune azi? Ce face bebelușul? Vrem și noi să știm ce face bebelușul azi. Acum doar. Poți să-l văd dormind? Nu, că e în altă parte de cameră și ar trebui să întorc toată am treaba înțeles. Pe care fac am montat aici, am telefonul montat undeva. Poate reușim după pauză măcar așa o imagine, o pozucă să-l vedem și noi de ziua lui, ca să zic așa. Cum, ce-a hotărât să facă de ziua ei? Păi, în primul rând că l-așteptăm pe tati să vină acasă puțin mai târziu și o să avem așa o mini petrecere în trei. Mini petrecere între ei, e foarte bine, că dacă era vremuri de pace, era petrecerea în mai mulți, da, așa. Toi, era toi. Acum suntem și într-un soi de convalescență, așadar încercăm să evităm contacte directe cu alte persoane pe cât posibil. Pe cât posibil, am zis, nu deloc. Bun, e foarte important ca ea să fie sănătoasă și chiar mă gândeam cu, cum să spun, cu emoție la ea și la tine, în momentul în care am citit că cea mică a trecut foarte, foarte mult prea devreme pe această lume prin experiența COVID-ului. Cum a fost? Păi, cum să fie? Din fericire, am avut amândouă forme ușoare, așadar n-a fost așa dramatic și suntem foarte încântate că e așa. Cum să fie? Eu am simțit pe 25 decembrie că respira un pic mai greu, așa cu un wheezing, cu un sunet în spatele respirației. Și am zis, nu e jucărie, mergem la spital. Bun, ați ajuns la spital, s-a confirmat, după aceea v-ați tratat acasă sau ați rămas acolo? Păi nu, am ajuns la spital în Constanța, pentru că deoarece eram la mama în Constanța și pentru că în Constanța spitalul COVID a luat foc, ne-au trimis la Megidia, cel mai apropiat spital COVID. Mamă! Și ne-am dus la Megidia, am stat 2 zile acolo, a fost foarte bine, am fost tratate extraordinar. Oamenii de acolo sunt minunați, chiar ne-a întâmpinat doctorița Crăciun. Deci de Crăciun da. A tratat-o doctorița Crăciun. Na, ce să spun, eram singurele paciente de pe secție, na, fiind și seara de Crăciun. N-a fost simplu, deci primul Crăciun din viața Emei a fost the hard way, ca să zic așa. A fost și cu bunii, așa, care ne-a așteptat să sărbătorim Crăciunul, iar seara a fost în spital, dar bine că ea nu înțelege acum și nu rămâne cu aceste amintiri de branule și așa mai departe. Totul s-a desfășurat perfect, a trecut, după 2 zile ne-am transferat la București, am mai stat și aici o noapte, două, după care am venit acasă și am continuat tratamentul acasă. Cum s-a lipit de voi mizeria asta? Te-ai prins? De unde a venit? Domne, acum la ce răspândire comunitară există, na. Și noi socializăm, suntem animale sociabile. Greu să stai numai în casă, să stai izolat. E clar că de la noi, că doar nu a ieșit copilul la discotecă sau la... Să fi dat-o... Mami, nu plânge! Ia auzi! Plânge copilul! Da, mami!
Beatrice. A auzit. La mulți ani. Păi, ia-o în brațe, nu poate să stea plângând, așa e păcat. I-am pus o melodioară. Am înțeles. Și la vârsta asta merge, îi dai două, trei melodii și să moaie, știi? Adică wave la dans și cu asta, cu asta. Da. E bine, da? Păi, dar știi, să știi că de mică nu o păcălești, da? E frumoasă melodia, dar nu o păcălești. E un copil foarte bun și ce mă privește acum, ar vrea în brațe. Da, așa. Bun, hai să, într-un minut o să luăm publicitate ca să liniștim copilul. Bun, ai zis că e o perioadă de convalescență, ca să terminăm cu povestea asta. Asta înseamnă că au rămas niște lucruri care mai trebuie rezolvate sau cum e? Păi, după COVID, noi am stat 14 zile izolate, adică, mă rog, cu zilele de spitalizare și mai departe, a urmat o bronșolită, adică o viroză, care iar ne-a ținut pe loc încă 7 zile, 8 deja. Și acum suntem pe reveneală, adică astăzi va fi prima zi când ieșim la plimbare, ceea ce e mare ceva. Lucru, de pe 25 decembrie. Acum e foarte bine că ieșiți la plimbare, chiar de ziua ei, adică nimic nu e întâmplător. Da. Cristina, ne mai auzim după câteva minute ca să fie copilul bine, da? Ne întoarcem cu Cristina. Bine. Să vedem exact totuși cum se petrece când vine jumătatea Cristinei. Să vedem și noi exact în 3 în 3, dar cum? Ne întoarcem. Doamnelor și domnilor, imediat trecem pe la bucătărie. O doamnă senzațională a muzicii populare pregătește astăzi să veni cu o tavă cu niște prăjituri. Este o nenorocire și până atunci însă, doamnelor și domnilor, orice vedetă se lasă așteptată. Și orice vedetă care se lasă așteptată, când apare, apare într-un fel, nene. Așa mamă, așa fică. Sunteți absolut mortale amândouă cu aceste funde, aceste... Deci, explică-mi și mie, de câte ori îi pupă brăjorii ăia pe zi? Mă abțin foarte greu. Deci este o bijuterie. Da. Uitați-vă și mea asta, o bijuterie. Să nu fie de ochi, să fie sănătoasă și bucuroasă. Și după obrăjori așa mâncăm, papăm, nu? Papăm, da, e mâncăcioasă, seamănă cu mami și cu tati. Se aruncă în neam, așa că noi nu putem să fim decât foarte fericiți. Știi cum e? Părinții copilului care mănâncă sunt fericiți. Așa este. Mănâncă și seara, te trezește sau cum e treaba? Nu, ea doarme toată noaptea, nu-i problemă cu ea, nu plânge. Acum cât a fost bolnăvioară, a fost un pic mai supărățică, dar în rest nu. N-are nicio problemă. E un copil foarte liniștit, din fericire. În orice caz, este un copil care e un copil născut puternic. Când s-a născut, a luat toate forțele și iată a venit pe lume, acum a trecut. Deci asta mică, când o să fie mare, nu o să aibă nicio treabă. Că ea de mică s-a bătut cu diverse situații. Exact, asta am zis și noi, că este deja... învingătoare, așa că nu mai are nevoie decât de contextul propice de care trebuie să se ocupe părinții și gata. O ultimă întrebare, să lăsăm copilul să facă ce vrea de ziua lui. Întrebarea este, s-a votat în familie cu cine seamănă mai mult? Că asta se întâmplă orice familie din țara asta, n-ai cum. Nu știu, eu cred că seamănă cu amândoi în egală măsură. În anumite momente. Sunt momente când seamănă cu mine foarte tare, momente când seamănă cu taică-su foarte tare. Habar nu am. Cred că cu amândoi în aceeași măsură. E, cu mami mai mult. Cu mami. Cu mami. Colegul Mori zice că cu mami. Acum... Da, te pup. Și da. Eu, și eu da. La mulți ani. La mulți ani, buburuzelor. Mulțumim. O parte că mi s-a deranjat outfit-ul. Treaba asta. Așa. Deci... pupăm buburuzele, să fie sănătoase, să fie fericite. Mulțumim frumos! Să aveți un an liniștit, asta să fi fost greu, să vă bucurați și să creșteți frumos. Mulțumim din suflet, vă pupăm și vă îmbrățișăm și vă mulțumim că ați fost alături de noi și sunteți mereu și să ne auzim cu bine. Cristina, te pupăm cu mare drag și suntem fericiți pentru fericirea voastră. Petrecere frumoasă în continuare, dați drumul la dans, la antren, la chestii, la socoteli. Muzică! Așa. Acum, că dacă nu puneam oriți de-astea mai zbuciumate, dar copilul ascultă ce vrea el. Păi nu, dar de mic e bine să fie învățat. Să înveți și cu muzica. Da. Săra cu copilul, auzi ce vrea să facă. De când avea copil moriți, vă dați seama. Pupa, Cristina, mulțumim foarte mult!